Bună seara, dragi prieteni! Fug rușii ca iepurii de mobilizarea lui Vladimir Putin. Se pare că nu vor să lupte în operațiunea militară, războiul. Operațiune militară îi spune tovarășul Vladimir Putin. În realitate este o invazie, este un război și este un lucru foarte interesant. Faptul că nu vor să lupte, mă scuzați numai o secundă, eu m-am grăbit să intru și am uitat să-mi fac tot feng shui-ul pe aici. Este foarte interesant pentru că în Rusia, în sondajele de opinie, teoretic cel puțin, majoritatea rușilor au susținut invazia din Ucraina. Majoritatea rușilor au considerat că e normal ce face dictatura lui Putin acolo. Dar iată că atunci când este vorba să se sacrifice pe ei înșiși în numele unei acțiuni pe care ei o cred corectă, da, și necesară, lucrurile se schimbă și fug oameni buni, fug în număr mare și fug și oameni foarte importanți. Și se întâmplă fel și fel de lucruri care mie mi-aduc aminte. Mai un pic mă scuzați că pe aici mă încurc în ecrane. Se întâmplă lucruri care mie mi-aduc aminte, dragi prieteni, de fuga românilor din dictatura comunistă. Aveam mulți prieteni, chiar și rude în familie, care au fugit afară înainte de 89, fiind sportivi de performanță. Pe la diverse cluburi, din Reșița, unde am crescut eu, la CSM Reșița, la Gloria Reșița, erau cluburile sportive din oraș, Metalul și Gloria, și când aveau competiții, cel mai mult prin Serbia fugeau. Când aveau competiții în Serbia, foarte mulți rămâneau acolo. Și de acolo plecau în Italia, mai departe, unii au ajuns între timp în Statele Unite, sunt bine mersi. Se întâmplă ceva similar, oameni buni. Actual 24 scrie, astăzi marea fugă din Rusia. 5 oficiali atașați echipei naționale de fotbal a Rusiei s-au evaporat în Kargastan. Mai mulți angajați ai Federației Ruse de Sport au refuzat să se întoarcă în Rusia din Kârgâzstan după un meci amical la Bishkek, anunță sport.ua, citată de Pravda Ucraina. 5 angajați ai echipei naționale nu s-au mai întors în Rusia de teamă de a nu fi mobilizați pe frontul din Ucraina. Angajați în cauză fac parte din personalul administrativ al echipei. Federația Rusă de Fotbal a refuzat să comenteze aceste informații, iar angajații care nu s-au întors au anunțat că au plecat în vacanță. Echipa națională a Rusiei a învins selecționata Kârgâzstanului cu 2-1 într-un meci amical desfășurat pe 24 septembrie. Ulterior, consemnează Actual 24, presa rusă a relatat că cei mai mulți angajați ai Federației Ruse de Fotbal au primit notificări de chemare la apel de la biroul de înrolare militar. Cetățenii ruși care în aceste zile au plecat în Georgia și au semnat la frontieră un document prin care recunosc Federația Rusă ca țara agresoare, au comis o crimă împotriva statului lor și vor fi urmăriți penal, a declarat miercuri Vyacheslav Volodin, președintele Dumei de Stat, Camera Inferioară a Parlamentului Rus, cum e la noi Camera Deputaților, avertizând că în cazul revenirilor în țară, aceștia vor fi pedepsiți, potrivit agenției de presă. De ce se întâmplă această mobilizare și de ce se sperie rușii, oameni buni? Chiar acum urmăream pe BBC World Service o analiză foarte interesantă în care se explica faptul că ofensiva apărătorilor Ucrainei pentru eliberarea teritoriului ocupat de Rusia este în plină desfășurare și că din punct de vedere militar Rusia nu face față acestei ofensive. Ceea ce înseamnă că Putin va fi nevoit, dacă vrea să păstreze pentru Federația Rusă teritoriile pe care le-a ocupat abuziv, inclusiv Crimea, va fi nevoit probabil să declare oficial război pentru a putea face mobilizare generală. Și probabil că unii dintre cei care au fugit au înțeles aceste lucruri. Eu nu sunt chiar toți hăbăuci, proști, bătuți în cap acolo în Rusia. Unii mai și citesc, mai și înțeleg, își mai și dau seama și se gândesc la viețile lor și la sensul ideii de a își da viața și de a-și pierde viața pentru o fantezie a unui nebun. Pentru că ideea asta de a reface Imperiul Sovietic sau Imperiul Țarist, că am explicat în materialul despre alegerile din Italia, cum s-a dus Matteo Salvini la un moment dat la Moscova și s-a întâlnit cu niște reprezentanți, șefi ai unor ONG-uri din Rusia. Există niște ONG-uri în Rusia, vă prezint varianta simplă ca să nu mă întind foarte mult. Există în Rusia niște organizații, bineînțeles, probabil că au în spate tot dictatura oficială pe Putin, FSB-ul, ce ori avea în spate pe acolo, dar există oficial niște organizații, ONG-uri, care cică militează pentru refacerea Imperiului Țarist, ca să înțelegeți despre ce vorbim, da?
un fel de, cum sunt dacopații noștri cu lămpile filate, da? Așa sunt și aia cu lămpile filate cu Imperiul Țarist. Și Salvini s-a întâlnit cu ei. Și astea sunt fantezii, oameni buni. Astea sunt fantezii și nebunii. Și trăim într-o epocă a comunicării, trăim într-o epocă în care internetul permite oricui să aibă acces la informații, să vadă ce se întâmplă în lumea întreagă, să-și formeze o idee clară. Adică nu mai suntem cum eram până înainte de 89. Noi am trecut prin lucrurile astea, le-am trăit pe propria piele, le știm. Da? Nu mai suntem ca înainte de 89, când nu știam exact ce se întâmplă în lumea largă. Și eram într-o închisoare unde vedeam numai telejurnalul tovarășului Nicolae Ceaușescu. Și prindeam, dacă reușeam să prindem cu paraziți, Europa Liberă sau Vocea Americii. La noi, la Reșița, se asculta Vocea Americii. Părinții mei aveau un aparat de radio, ascultau încet în bucătărie programul Voice of America. Și de acolo auzeam niște lucruri, câteva idei, dar era greu să-ți formezi o idee. Nici nu știai dacă e adevărat ce spune aia acolo. Deci era destul de complicat. Tendința era să crezi ce zice propaganda oficială. Tendința era să nu pleci din țară, să rămâi acolo, să crezi că acolo se clădește socialismul și că acolo este adevărul absolut. Da? Ei, acum nu mai este așa. De asta lui Putin este atât de greu să mențină această dictatură la niște standarde cu care noi suntem obișnuiți să funcționeze dictaturile. Da? Mai funcționează la standardul ăsta în Coreea de Nord. În rest nu prea mai funcționează. Au cam căzut regimurile comuniste. Astăzi am citit o știre foarte interesantă că în Cuba, oameni buni, în Cuba lucrurile se relaxează atât de mult încât se pregătește legislație pentru a permite parteneriatul civil și chiar căsătoria, am înțeles, și adopția între persoanele din comunitatea LGBTQ. Foarte interesant, da? Ei bine, Putin nu poate să facă ce face în Coreea de Nord, pentru că țara este imensă și este foarte greu să izolezi complet o țară cât Rusia. Coreea de Nord își permite să facă asta pentru că e foarte susținută de China. A fost o vreme foarte susținută de Uniunea Sovietică. Și acum Rusia mai investește câte ceva pe acolo. Dar Rusia nu poate să facă așa ceva. Și atunci cetățenii ruși sunt într-o cu tot o altă situație. Ei se pot informa, au acces. Chiar dacă anumite site-uri sunt blocate, chiar dacă internetul este oarecum restricționat din anumite puncte de vedere, tot poți să-și formezi o imagine mult mai bună decât puteam noi să ne formăm înainte de 89 în legătură cu lumea largă. În legătură cu starea de fapt. Și atunci este normal că mulți dintre cei care se informează, oameni buni, dacă pot să plece, fug. Fug ca potârnichile. Fug peste tot, prin toate granițele, peste tot sunt informații privind numărul imens al cetățenilor ruși care părăsesc Federația Rusă fugind de mobilizarea tovarășului Vladimir Putin. În Georgia au loc proteste ale georgenilor împotriva rușilor care trec granița, ca să vedeți cât de complicată devine situația, inclusiv pentru rușii care fug de nebunia dictatorului criminal de război, Vladimir Putin. În sondaje, cei mai mulți dintre voi susțineți războiul. Deci de ce pleci acum? Exact ce vă spuneam. Fiți atenți, dragi prieteni, pe Europa Liberă găsiți această informație. Rușii care reușesc să părăsească țara la granița cu Georgia sunt întâmpinați de protestatari împotriva războiului, cu steaguri ucrainene și cu banere de protest. Redactorul de știri ITV, Emma Barrows, care a fost la graniță, a postat pe Twitter o fotografie a uneia dintre banere pe care scrie, citez, în sondaje, cei mai mulți dintre voi susțineți războiul. Deci, de ce pleci acum? E foarte bună întrebare, da? De ce pleacă? De ce nu stau în țară să facă proteste, să dea jos cu dictatura lui Putin, să spună, bă, nebun, lasă-ne în pace. Ți-ai făcut damblaua cât ți-ai făcut-o, sunteți prost, sunteți bețivi, ești nebun, ești înconjurat de generali alcoolici care beau până pică sub masă. Asta nu este o opinie și nici o chestie aruncată aiurea. Chiar am făcut un material video pe această temă, vă invit să-l căutați în arhivă, în playlistul Războiul din Ucraina. O să găsiți din titlu cu generalii cu alcoolismul care face ravagii în piramida de putere la vârf, în jurul lui Vladimir Putin. Da? Sunteți nebuni? Bă, babalâcule, tu trăiești în trecut, da? Pe vremea când era KGB-ul și Uniunea Sovietică și erai tu mare șmecher la KGB în Germania Democrată, ești înconjurat de alte Șoigu și alți psihopați, bețivi, care trăiești și ei în fantezii din astea istorice. Hai, valea de aici, lăsați-ne în pace și lăsați în pace vecinii, mă, nebunilor. De ce nu fac chestia asta? Fug. Preferă să fugă, da? Probabil că, sigur, au fost și proteste. Știți că s-a scris, au fost proteste în Rusia de când s-a declarat mobilizarea. Dar nu proteste masive, nu proteste așa cum ar trebui să fie, în mod normal, dragi prieteni, în fața
aberații și ororilor pe care le comite această dictatură împotriva unui vecin. Este pentru prima oară când dintr-o țară aflată în război fuge populația, dar până acum populația a fugit din țări aflate în război care erau invadate și nu făceau față și atunci oamenii se refugiau. Este primul caz în istorie, oameni buni, e primul caz în istorie. Eu nu sunt doctor în istorie, dar îmi place istoria, am citit o grămadă de cărți, m-am uitat la filme documentare. Este primul caz în istorie când populația unei țări fuge din țară ca să nu fie mobilizată la o invazie pe care țara respectivă o face asupra unui vecin. E prima oară când se întâmplă așa ceva, oameni buni. N-ați mai auzit așa ceva de-a lungul istoriei, da? Așa, bun. O fotografie în care scrie, near the, mă rog, este postarea în limba engleză cu acest text pe care vi l-am prezentat. Osetia de Nord introduce restricții pentru rușii recrutați care vor să ajungă în Georgia. Autoritățile din regiunea rusă, Osetia de Nord, care se învecinează cu Georgia, pun în aplicare restricții de călătorie pentru a împiedica oamenii să fugă în Georgia, pentru a evita recrutarea, scrie Moscow Times. Acesta citează un mesaj din Telegram de la șeful regiunii, Serghei Meniailo, care spune: astăzi am semnat un decret privind introducerea unui regim de alertă ridicată pe teritoriul Osetiei de Nord. Decretul restricționează intrarea vehiculelor de pasageri pe teritoriul Republicii. Decizia de a introduce un regim de alertă ridicată este o măsură temporară forțată. Situația nu poate fi lăsată la voia întâmplării. Un număr mare de vehicule de tranzit, mulți kilometri de cost la punctul de control, numai în ultimele două zile peste 20.000 de oameni au intrat în Georgia, în secțiunea noastră a granițe. Ce s-a întâmplat foarte grav, dragi prieteni, cu siguranță ați auzit știrea și sunt multe informații pe această temă. Explozia conductelor Nord Stream 1 și 2. Norvegia consideră că exploziile au avut loc ca urmare a unor acte de sabotaj. Norvegia, scrie revista 22, se alătură Danemarcii și Suediei, considerând că avariile produse la conductele de gaze rusești din Marea Baltică sunt urmarea unor acțiuni deliberate efectuate de autori necunoscuți. Foarte interesantă această informație și această stare de fapt. Ministrul norvegian al petrolului, Terje Asland, sper că am pronunțat bine, știu că mă urmăriți din Norvegia, știu că îmi scrieți, vă rog foarte, foarte, foarte mult să-mi spuneți dacă am pronunțat corect, da? Deci Terje Asland spune că primele informații despre scurgerile de gaze din conductele Nord Stream indică acte de sabotaj. Pe baza informațiilor pe care le-am văzut până acum, multe indică acte de sabotaj de care am marți Aslant reporterilor, referindu-se la cele trei sporturi din conductele Nord Stream 1 și Nord Stream 2, în apropiere de insula daneză Bornholm din Marea Baltică. El nu a oferit informații suplimentare în acest sens, comentariile sale fiind publicate pe site-urile guvernului norvegian. Aslant a adăugat că guvernul norvegian a decis să sporească gradul de pregătire pentru situații de urgență în ceea ce privește infrastructura, instalațiile onshore și offshore de pe platoul continental norvegian. A existat un contact strâns între guvernul norvegian, poliția, forțele armate norvegiene și operatorii de pe platoul continental norvegian. Pe această bază, guvernul a decis să adopte măsuri pentru a spori gradul de pregătire pentru situații de urgență în legătură cu infrastructura, instalațiile onshore și offshore de pe platoul norvegian. O parte din context sunt raportate privind creșterea activității dronelor. O investigație este în curs de desfășurare. La rândul său, ministrul danez de externe, Heppe Kofod, a afirmat că acestea sunt ore critice după ce a discutat cu omologul său suedez, Ann Linde, despre scurgere de gaz din Marea Baltică. Acestea sunt ore critice. Solicită o strânsă cooperare internațională. Facem tot ce putem pentru a aduna informații și a evalua situația. O să vedem cum evoluează. O să citesc și eu știrile pe această temă. O să vă țin la curent. Ce s-a întâmplat mai exact, conductele Nord Stream care leagă Rusia de Germania sub Marea Baltică au fost ambele afectate de scurgeri spectaculoase, misterioase, precedate de explozii subacvatice care au condus la suspiciuni de sabotaj. Exploziile submarine înregistrate înainte să înceapă să scurgă gaze naturale din ele sunt foarte probabil cauzate de detonări, potrivit Institutului Suedez de Seismologie. Volodymyr Zelensky a făcut declarații în legătură cu referendumurile. Știți că Putin, speriat, disperat că armata Ucrainei eliberează teritoriile ocupate, a făcut referendumul la acele zone. Ca să poată, din punct de vedere legal, să le alipească Rusie. Ca să vină după aia să zică, domne, atacați Rusia dacă încercați să vă eliberați teritoriul. Da, așa face.
Și Volodymyr Zelensky a făcut declarații pe această temă. A spus că dacă Rusia recunoaște referendumurile, nu mai e nimic de discutat cu Putin. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat la ONU că referendumurile false ale Rusiei din 4 regiuni din estul Ucrainei au fost o încercare de a fura teritoriul unui alt stat. Corect. Recunoașterea de către Rusia a referendumurilor false și o nouă încercare de anexare a teritoriului Ucrainei vor însemna că nu mai este nimic de discutat cu acest președinte al Federației Ruse. Cu acest președinte. Poate cu următorul. Cine știe. Dacă se întâmplă ceva acolo, în Rusia. Foarte greu de crezut, pentru că Putin este de foarte mult timp la putere, dragi prieteni. Putin controlează această țară de foarte mult timp cu metodele unei dictaturi veritabilă, da? O dictatură similară cu dictatura lui Stalin, da? Ca să înțelegeți despre ce vorbim. Și este foarte greu de crezut că se poate coagula ceva care să dea de pământ cu el. Plus că nebunia lui Putin cu Ucraina, cu Crimea, ce a făcut din 2014, este susținută de o întreagă piramidă de putere, de sub el. Și el mai degrabă este un exponent al acestui, nu știu cum să-l numesc, curent de gândire, tendință politică, da? Acestei aberații din Federația Rusă, pe cale de consecință simplă a lui îndepărtare, fără demolarea întregii piramide de putere, nu ar duce la o schimbare radicală a poziției Federației Ruse, la o basculare a poziției Federației Ruse în această problemă. Deci ar trebui să fie un coup d'etat, o lovitură de stat foarte, 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 foarte amplă, dragi prieteni. Foarte amplă. Care să depărteze toți oamenii lui Putin până la baza piramidei. Cine ar putea organiza o astfel de lovitură în Rusia? Eu nu văd cine ar putea să organizeze. Având în vedere toată literatura pe care am citit-o și articolele și tot ce urmăresc în legătură cu Rusia. Da, sigur, în teorie, în politică, în istorie, evenimente trecute ne-au demonstrat că aproape orice este posibil, dragi prieteni, și că uneori lucrurile iau o turnură total neașteptată. Asta este frumusețea istoriei, frumusețea politicii. Volodymyr Zelensky a participat la reuniunea Consiliului de Securitate ONU, convocată la inițiativa Ucrainei, în format videoconferință și a cerut comunității internaționale să răspundă în mod decisiv la încălcarea de către Rusia a ordinii și dreptului internațional. În timpul discursului, Zelensky a tras atenția participanților la reuniune asupra faptului că Rusia încalcă deja regulile lumii, disprețuiește Carta ONU și este doar o chestiune de timp până când va distruge această ultimă instituție internațională care mai poate acționa. Zelensky a spus: "Vă îndemn să acționați acum. Oricine din lume poate numi acum sute de exemple despre modul în care Rusia încalcă ordinea juridică internațională și distruge corpul de legi internaționale, provoacă în mod constant escaladări și răspunde în mod constant la orice propunere de discuții cu noi brutalități pe câmpul de luptă, crize și mai mari amenințări pentru Ucraina și pentru lume." Și aceste lucruri sunt evidente. Potrivit acestuia, există o singură cale de a opri toate acestea, o izolare completă a Rusiei. Ceea ce se întâmplă, Rusia devine încet, 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 încet un fel de Coreea de Nord. Și un fel de Budă din fundul curții Imperiului Chinez. China, am explicat în mai multe comentarii, dragi prieteni, are tot interesul ca Rusia să se înfunde cât mai mult în urma acestui război, să se înfunde și să fie cât mai izolată, să fie cât mai marginalizată. Pentru că China va fi marele câștigător al dezastrului pe care nebunia lui Putin de a reface Imperiul Sovietic îl va atrage asupra Federației Ruse. China va fi marele câștigător. Scrieți undeva pe un post-it, da? 28 septembrie 2022, Mălin Bot, China va fi marele câștigător. Luați post-it-ul și puneți-l pe frigider. Și peste 10 ani, lăsați-l acolo, undeva sus, să nu pice, să nu umble pisica la el, să nu umble copilul, să știți sigur că stă acolo. Și peste 10 ani, când vă uitați la știri, și o să vedeți în ce hal va fi Federația Rusă și cum va fi China poziționată, citiți bilețelul și o să vă aduceți aminte, băiatul ăla a avut dreptate acum 10 ani în analiza pe care a făcut-o. Ce a mai zis Volodymyr Zelensky? Foarte important, un stat care pune în aplicare chiar acum o politică de genocid, care ține lumea la un pas de dezastru și de radiații și în același timp amenință cu lovituri nucleare, nu poate rămâne membru permanent al Consiliului de Securitate ONU cu drept de veto. Rusia trebuie să fie exclusă din toate organizațiile internaționale. Dacă o astfel de excludere este complicată pe procedură, participarea sa poate fi suspendată. Fiind
membru permanent al Consiliului de Securitate ONU cu drept de vot, Rusia poate să-și dea veto și atunci nu se pot trimite trupe ONU de menținerea a păcii. Cam asta este problema, de ce nu poate ONU să intervină acolo. Forțele ucrainene, ce vă spuneam în legătură cu avansul și cu ofensiva apărătorilor Ucrainei, de pe G4 Media, informațiile sunt peste tot. Eu vă prezint, când fac aceste analize ale celor mai importante informații ale zilei, vă prezint cele câteva site-uri pe care eu le consider surse de încredere. Consider că informează corect publicul și că nu sunt parte din ceea ce eu denumesc ca fiind cartelul mafia media. Nu intru în detalii, că am depășit deja 20 de minute. Pentru cei care ați nimerit mai de curând pe canalul meu de YouTube sau ați nimerit poate în întâmplare prima oară în conținutul meu, pe cei care sunteți în această situație, vă invit să intrați în secțiunea playlist a canalului meu de YouTube și veți găsi un playlist Mafia Media. Și acolo găsiți toate detaliile în legătură cu aceste lucruri. De vreo 4 ani, aproape 5 ani de zile, explic cum funcționează cartelul Mafia Media. Da? Televiziunile, trusturile de presă, 90% din presa din România este coruptă, nu acționează în interesul publicului, acționează în interesul patronilor penali și a politicienilor și partidelor care bagă foarte, foarte mulți bani în aceste trusturi de presă, din bani publici. De 5 ani de zile vorbesc despre asta, oameni buni, nu de ieri de azi. Da? În playlist, vedeți, sunt sute de materiale. Bun. Revenind la ofensiva Ucrainei, este foarte important. Forțele ucrainene realizează noi câștiguri teritoriale în estul regiunii Donetsk. Au obținut noi avansuri în estul regiunii, potrivit unor înregistrări video geolocalizate pe rețele de socializare și rapoartelor unui blogger militar rus din zonă. Videoclipurile de pe rețele de socializare au arătat un contingent de trupe ucrainene ridicând steagul național în orașul Novoselivka. Un videoclip geolocalizat arată vehicule militare ucrainene care se deplasează prin districtul Zelena Dolnia din apropiere. În Novoselivka, unul dintre soldați spune: astăzi forțele armate ucrainene, Brigada 81 împreună cu Garda Națională au eliberat așezarea. Aceste avansuri indică faptul că un buzunar de teritoriu încă deținut de forțele pro-ruse din orașul Liman și în jurul acestuia se face o încercuire militară. Ucrainenii controlează deja teritoriul la vest și la sud de oraș, avansează acum la nord de acesta. Bloggerul militar Semion Pegov, care se află cu forțele rusești la est de Liman, a raportat miercuri din satul Troske faptul că situația devine din ce în ce mai tensionată pe zi ce trece. Pegov, alias War Gonzo, a declarat într-un raport video că marți seară grupuri militare ucrainene au efectuat atacuri secundare în zonă. O să vedem cum va evolua situația din punct de vedere militar, ce se va întâmpla cu referendumurile, foarte important pentru noi, dragi prieteni, știți că o spun la finalul fiecărui comentariu și am să spun până în 2024. Este să fim foarte atenți pe scena politică românească. În 2024 este un an cheie, când riscăm viitorul și soarta României. Până atunci ar fi bine ca fiecare dintre noi să știe exact care sunt partidele și politicienii care au interese aliniate cu interesele dictaturii lui Putin, care vor corupție, care vor oligarhie în această țară, care promovează ura asta de tip moscovit, de tip rusofil. Și să-i taxăm la vot, oameni buni. Altfel, e vai de mama și de viitorul nostru.